Editura Polirom are plăcerea să vă invite la lansarea volumului Sexualitate și Societate, Istorie, Religie și Literatură. Volum semnat de domnul Andrei Oișcanu, aici prezent la evenimentul nostru. Mă bucur că reușim să lansăm acest volum despre care am avut discuții vechi cu autorul și la care autorul a lucrat a nebun. Iată că îl avem în fine în mână și sunt convins că va interesa foarte multă lume. Sunt de asemenea convins că toți cei prezenți îl știu deja pe Andrei Oișcanu și bănuiesc că au citit și cărțile sau cel puțin o parte din cărți. Noi avem o veche colaborare cu domnul Andrei Oișcanu și acest volum Sexualitate și Societate a apărut de altfel în seria de autori pe care editura Polirom a dedicat-o lui Andrei Oișcanu. Este deja al 7-lea volum în această serie. Colaborarea noastră, sigur, e mai veche. A început încă în 2004 cu Ordine și Haos, un alt volum pe care vi-l recomand și care a fost reluat într-o nouă ediție în seria de autori. Însă seria de autori a debutat în 2012 și iată că după 4 ani avem deja, cum spuneam, 7 volume. Sigur că aceste volume ilustrează diversitatea preocupărilor domnului Andrei Oișcanu. Avem de la un roman, cum este Cutia cu bătrâni, la binecunoscutele cercetări de antropologie, etnologia de autorului. Avem un volum Religie, Politică și Mit despre Culianu și Eliade. Avem Ordine și Haos, de care v-am pomenit. De asemenea, un volum care s-a bucurat de un mare succes și țin să-l amintesc pe acela, Narcotice în cultura română. Iată că cu această nouă carte, Sexualitate și Societate, așa cum ne-a obișnuit, domnul Andrei Oișcanu abordează din nou un subiect tabu, să-i spunem. O face în aceeași manieră, relaxată, dar în același timp foarte riguroasă. Și avem doi invitați care ne vor spune câte ceva despre volumul pe care îl lansăm. Eu am să mai spun despre autor că este profesor la Facultatea de Litere a Universității din București, este membru în Consiliul Științific al Institutului de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române, o altă preocupare a domniei sale fiind tocmai istoria religiilor. Este președintele Asociației Române de Istoria Religiilor, doctor în științe umaniste. Recomandându-vă încă o dată atât Sexualitate și Societate, cât și pentru cei care n-au citit deja celelalte volume din seria de autor Andrei Oișcanu, am să îi las, cum spuneam, pe invitații noștri, de scriitorul Mircea Cărtărescu și pe istoricul literar Mircea Anghelescu, să ne vorbească despre această carte. Am să încep, fiindcă tot se găsește aici lângă mine, cu domnul Mircea Anghelescu, pe care îl invit să ne vorbească despre Sexualitate și Societate. Mulțumesc. Despre cartea despre sexualitate. Sunt expert numai în problemele antropologice și mai ales literare ale subiectului. Colegul, prietenul Andrei Oișcanu are talentul de a găsi subiecte extrem de interesante și în același timp centrale în dezvoltarea foarte modernă a unei viziuni a lumii. Noi, ca de obicei, suntem puțin mai tradiționaliști și rămași în urmă. Ori a discutat despre sexualitate în cultura noastră, înseamnă a discuta despre unul dintre cele mai importante motoare ale care motivează existența omului. Indiferent dacă o recunoaștem sau nu, bătălia pentru recunoașterea acestei importanțe a început între războaie, dar ea este încă departe de a fi câștigată. Andrei Oișcanu, care este un antropolog și un etnolog cu vechi stagii în domeniul acesta, a adunat un material uriaș pe care îl expune sistematic într-o carte care vorbește efectiv despre sexualitate în istoria culturii noastre, a unei construcții identitare și a unei civilizații până la urmă.
Nu am să insist asupra acestui subiect, pentru că el este evident, de altfel tabla de materie a cărții este explicită, foarte detaliată și oferă un fel de indice, care de altfel există și el în carte. Vreau să vă atrag atenția că nu este vorba numai despre toate teribilele lucruri pe care le veți găsi în sumar, despre violuri, despre incesturi, despre tradiții inițiatice de genul celor care stau la baza instituției nașului sau a patronului unei comunități de interese și culturale. Vreau să spun numai că aceste lucruri pe care el le descifrează, le explică, de pildă, plecând de la obiceiuri, de la tradiții, de la documente vechi, până în literatura lui Caragiale sau a lui Slavici, de pildă, în locuri prin care am trecut de zeci de ori, dacă nu de sute de ori, și nu m-am gândit, nu mi-am dat seama de țesătura, de filigranul ăsta tradițional în care trebuie citit textul, cartea m-a făcut să înțeleg că și literatura noastră, și literatura noastră contemporană, poate fi recitită cu mai multă atenție și cu mai multă știință de aceste tradiții pe care le purtăm cu noi, indiferent dacă avem sau nu cunoașterea lor. Toată literatura noastră, nu mai vorbesc începând sau terminând cu Mircea Cărtărescu, cum să spun, mustește de acest conținut care este o dezvoltare a trăsăturilor sexualității tradiționale, de un erotism care ne este tuturor implicit, care face parte din civilizația și din cultura și din aspirațiile noastre. Orice gest al nostru, și o să dau un singur exemplu, poate fi văzut în această perspectivă. Andreu Ișteanu citează de pildă o analiză celebră a lui Freud la începutul secolului trecut despre interpretarea unui bazorelief antic în care este sculptorul antichității a înfățișat o femeie care, trecând peste un prag, își ridică puțin poala rochiei, și se vede glezna, ceea ce era un gest aproape indecent. Această sugestie să țip și eu? Aceste gesturi sugestive care vin din antichitate spre noi sunt prezente în pagini nenumărate din literatura română, mai veche și mai nouă. Și am să citez din Pseudotiniticus al lui Odobescu, pasajul în care el povestește statuile Diane, zeiței Diana a vânătorii, în care una, venind din antichitate, înfățișează o fecioară cu alură sportivă, plină de energie și deci sugerează sugestia erotică pe care o dă statuia, opera de artă respectivă, este una corespunzătoare unui ideal clasic, în ce o Diana de la Muzeul de la Louvre, uită Jean Goujon, dar nu are a face. Deci secolul 17, e o zeitate lenoasă, plină de care transmite o anumită morbideță, o langoare, o nepăsare a nudității, care corespunde unui alt model și unui alt tip de erotism, dar este un erotism plecat din aceste interpretări. Cartea lui Andrei Oișteanu este o mină, are 500-600 de pagini în care elemente concrete, documente, citate, povestiri, tradiții populare sunt adunate și structurate potrivit acestor tipare
pe care le purtăm noi fără să fim conștienți de ele și sunt o bază pentru reevaluarea noastră a fiecărui individ și a culturii noastre, pentru a dezvolta, pentru a ajunge și noi, trecând peste pudorile, falsele puduri pe care el le pomenește în dicționarele noastre, inclusiv în cele mai cuprinzătoare și cele mai mari, sunt anumite cuvinte de rușine pe care lexicograful nu le înregistrează, deși sunt, să mă iertați, în gura tuturor. Ei, lucrurile astea, dacă vrem să abordăm lumea în care trăim cu anumită rigoare și cu demnitate și cu proprietatea propriei noastre existențe, trebuie să treacă pe aici. Cartea lui Andrei Oieșteanu este o excelentă introducere pe acest sector. Felicit! Îi mulțumesc cu domnului Mircea Anghelescu. Așa cum anunțam, am să-l invit în continuare pe domnul Mircea Cărtărescu să ne spună câteva cuvinte despre sexualitate și societate, cartea lui Andrei Oieșteanu, vă rog. Bună ziua! Ca și domnul Anghelescu, înainte trebuie să vă spun și eu că nu sunt deloc specialist în practica socială și nici în cea sexuală. De aceea voi vorbi numai teoretic și numai într-adevăr tot despre cartea lui Andrei și în primul rând despre personalitatea sa distinctă în cultura românească. Andrei Oieșteanu este, după părerea mea, un demn urmaș al lui Eliade și al urmașului, al continuatorului său Gulianu, și unul dintre cei mai cunoscuți astăzi, dacă nu chiar cel mai cunoscut dintre ei, ca antropolog, etnolog, istoric al religiilor și literat, el este o personalitate absolut conturată în acest moment în cultura românească. Dar eu aș vrea să spun că altă trăsătura a lui este cea care mă apropie de el foarte mult, și anume curiozitatea. Curiozitatea nestăpânită și care îmbrățișează toate domeniile vieții. Andrei Oieșteanu este un om curios. Este curios ca un copil. Este un om care scotocește în locuri unde puțin dintre noi ar scotoci. Un om care caută lucruri interesante, în sensul lui Kierkegaard. Caută lucruri care simțim cu toții că înseamnă ceva mai mult decât se așteaptă oamenii să însemne. Ultimele lui cărți, cea despre evreul în cultura românească, imaginea evreului în cultura românească, cea despre droguri și ultima dintre ele, cea despre sexualitate, sunt o culminare a acestei curiozități intelectuale deosebite pentru care îl apreciez foarte, foarte mult pe Andrei. Și îndrăznesc să spun că și eu cu modestie împărtășesc această curiozitate. Îmi plac toate lucrurile insolite, toate lucrurile despre care se vorbește mai puțin, toate lucrurile care par suspecte oamenilor, să zicem așa, burghezului comun. Sunt de acord că Freud poate fi amendat pentru pansexualismul său, pentru faptul că explică practic întreaga viață umană prin sexualitate. Totuși, sexualitatea este un motor extraordinar de important. Aș putea spune că arhetipal omul este compus din trei organe principale, și anume creierul, inima și sexul. Așa încât, după părerea mea, sexul este ceea ce contrabalansează rațiunea, contrabalansează creierul. Nu este deloc lipsit de importanță faptul că în cursul evoluției umane două organe au crescut într-un mod cu totul disproporționat față de toate celelalte, și anume creierul, care s-a împătrit ca volum într-o perioadă atât de scurtă de timp încât ne punem întrebări în privința validității a tot ceea ce știm din biologie și din evoluționism, și sexul care, după cum se știe, este sexul masculin, vreau să spun, este cel mai impunător dintre toate sexele primatelor. Nu gorila, așa cum o spune tradiția, și Georges Brassens în faimosului cântec, are sexul cel mai impozant, ci omul.
sexualitatea umană deci este responsabilă pentru a treia parte, cel puțin a treia parte, din valorile noastre, din felul nostru de a înțelege lumea, din scopurile noastre și din literatura noastră, printre multe altele, din cultura și din literatura noastră. Este de mirare că nu s-a scris această carte a lui Andrei mai devreme. Este de mirare că cercetătorii din domeniul cultural, înțelegând prin aceasta atât cultura populară, cât și cultura înaltă, cât și cultura străzii, popular culture, cum se spune studiile de gen, este de mirare că nu s-a scris mai mult și mai amplu până acum despre acest subiect. Cartea lui Andrei Ușteanu despre sexualitate cred că are ca nucleu faimoasa problematică a lui Ius Prime Noctis. Cred că de aici a pornit Andrei cu analiza sa și aici este unul dintre punctele cele mai interesante teoretic din întreaga carte. De aici, din dreptul bărbatului, dreptul masculului alfa, cum se zice, de a poseda toate femelele din fieful său, pornește analiza despre sexualitate și despre servitutea sexuală, de fapt, despre imperialismul sexual al unui gen, al unui sex împotriva celuilalt și aici este de fapt cheia înțelegerii acestei cărți. Pentru că această carte arată mai limpede ca oricând sexismul funciar care a străbătut de-a lungul istoriei problematica erosului în societățile cele mai vechi până în cele mai noi dintre societăți. Acest război al sexelor, care timp de milenii a fost rezolvat în favoarea sexului tare, în favoarea sexului puternic, în favoarea celui care stăpânește spațiul public, în opoziție cu spațiul privat, care a fost întotdeauna al sexului slav. M-am întrebat, citind cartea lui Oișteanu, dacă mie mi-ar fi plăcut povestea asta. Dacă eu aș fi fost un senior în secolele medievale, mi-ar fi plăcut oare să posed fiecare femeie de pe teritoriul meu, din zona mea de influență, din zona mea de putere, să dezvirginez fiecare fecioară de 11 ani, de 12 ani, de 13 ani. Și mi-am dat seama că orice bărbat întreg la minte ar fi răspuns nu, nu este un lucru nici dezirabil, nici plăcut, nici în niciun fel ceva care să provoace vise umene. Din potriva, spune. Și eu înclin să cred în această privință că Andrei are dreptate împreună cu alți cercetători care spun că, de fapt, acest drept al primei nopți nu este niciun fel o voluptate pentru cel care îl aplică, ci o datorie făcută în silă, făcută pentru a respecta cutumele și nu pentru plăcere. Nu pentru plăcere. Și el are dreptate când spune că, de fapt, seniorul era ultima întruchipare a sacerdotului. Era ultima întruchipare a sacerdotului. Puterea religioasă devenise putere laică, dar ea continua niște cutume care aparțineau religiosului. Desvirginarea, văzută ca un lucru periculos, ca un lucru pe care oamenii nu-l puteau face fără mari primejdii simbolice, vagina dentată și așa mai departe, de care se temeau, fantasme de care se temeau oamenii, era încredințat în epocile străvechi sacerdotului. Sacerdotul avea datoria de a face acest serviciu public pentru parohia sa, pentru comunitatea sa. În momentul în care puterea sacerdotului trece asupra puterii politice a seniorului, acesta își arogă și în silă, după părerea mea, își arogă și această îndatorire, pe care, de fapt, de cele mai multe ori nici măcar nu o respectă, nici măcar nu o duce la îndeplinire. Așa încât, în momentul în care Beaumarchais sau
Mozart în faimoasa operă Nunta lui Figaro demască această cutumă feudală teribilă care nu se mai potrivea cu epoca respectivă. De fapt, această cutumă nici nu mai exista, era de mult defunctă. De aici pornește toată cartea lui Oiștean. De aici pornește, de fapt, problematica relației dintre sexe, pentru că despre asta e vorba, relației de putere dintre sexe, în primul rând, din antichitate, din prima antichitate, din Biblie, încă din decalogul din Biblie, trecând prin Sfântul Pavel și continuând mai departe de-a lungul timpului și până în societățile actuale, până în societățile contemporane, când devine o problematică feministă. Ei, toată această servitude a femeii de-a lungul timpului este ceea ce se vede foarte limpede și de la prima vedere din carte. Femeia este în această carte a lui Andrei Oștean și în realitate, după părerea mea, ceea ce un biolog numea sexul păcălit. Sexul păcălit, sexul care trebuie să se supună unei duble corpoade, una fiind în spațiul privat, creșterea copiilor, mulțumirea bărbatului și așa mai departe, și a doua fiind în spațiul rezervat tuturor, în spațiul public. Această analiză care începe din acest punct continuă de-a lungul istoriei într-un mod diacronic cu detalii care se acumulează foarte tare. Înainte de a ține acest mic speech, am vorbit cu Andrei, care m-a întrebat de ce mi-ai spus, de ce mi-ai transmis printr-un mail că te-ai distrat foarte tare când ai citit cartea. M-am distrat la citate. M-am distrat foarte tare la citate. Am învățat foarte multe din această carte. Pentru că nu e vorba numai de o carte de analiză, ci este și o crestomație. Este o culegere de spuse de toate felurile, din hasidism, din știu eu, cărțile sapiențiale, din tot felul de texte în privința sexualității. De pildă, n-am știut niciodată că în Coran se spune, firește, pe lângă faptul că cel care participă la un jihad are dreptul la 72 de fecioare și așa mai departe, pe lângă toți acei munți de bilaf și așa mai departe, n-am știut că profetul le garantează și erecție eternă. Deci este garantată erecție eternă. Asta este un lucru formidabil, care îmi face mult mai simpatic raiul mahomedan, decât cele 72 de fecioare. Cred că te-ai descurcat și fără ele dacă ai avea erecție eternă. Și multe, multe astfel de detalii, de o drăgălășenie, aș spune, extraordinară, care se acumulează, se adună mai departe, așa încât, într-un fel, taie amărăciunea pe care ți-o ia situația femeii de-a lungul istoriei. O îmblânzesc, o îndulcesc aceste citate minunate, vreau să spun, în privința lecturii pe care o facem cărții. Aș vrea să mai spun un lucru, și anume că această carte, ca și multe altele scrise de Andrei, cartea despre droguri și așa mai departe, schimbă cu totul imaginea pe care o avem despre societatea românească tradițională. O schimbă cu totul. Arată în cea mai puternică lumină minciuna sămănătoristă. Considerarea țăranului ca o ființă cristică, ca un plajin al pământului, ca o ființă de o puritate și o curățenie extraordinară, care ne ține talpa țării, care ne ține pe toți în viață. De fapt, țăranul român, ca și țăranul rus, ca și toți țăranii, ca și toți oamenii dintotdeauna, nu era nici înger, nici fiară. Era omul dintotdeauna. Era omul care avea și calități, care avea și defecte, care avea și sublim, care avea și ridicol, care avea și vicii de toate felurile. Nu erau străine. Violul, ca în faimosul sinopsis al lui, cum îl chema, Saniel Levici, mi se pare,
despre lumea lui Sadoveanu. Nu erau. Deci se viola, aveau loc incesturi în gospodăria țărănească. Aveau loc toate ororile, avea loc sodomie, destul de frecvent. Toate aceste lucruri existau din plin, așa cum au existat în toate epocile și întotdeauna. În tot felul de tratate juridice, femeile se plângeau că sunt supuse de bărbați la tot felul de lucruri neplăcute. Bărbații se plângeau de asemenea de femei care aveau pofte dincolo de normal și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri se întâmplau și în minunata lumea țăranului român, martirul care ne este prezentat de sămănătoriști. Și ultimul lucru cu care vreau să închei este faptul că literatura română este mult mai sexualizată decât se crede. Și eu mă mir că n-au existat până acum studii despre acest lucru. De pildă, mă mir că nu a existat până la Andrei Oișteanu, până la o carte precedentă a lui, o discuție serioasă despre unul dintre cele mai importante și mai influente personaje de la sfârșitul secolului trecut, Alexandru Bogdan Pitești, care introduce în lumea românească nu numai generozitatea, mecenatul, generozitatea extraordinară față de artiști, față de cercul lui Macedonski de pildă sau față de artiștii plastici ai epocii, dar introduce și homosexualitatea, care era mai puțin frecventă în lumea artistică. El este unul dintre cei care contribuie prin practicile lui, dar și prin inteligența sa deosebită, contribuie la ceea ce s-a numit mai târziu decadentismul românesc, fenomen care îl include și pe Matei Caragiale, de pildă. Archezii însuși se pare că a avut cândva relații de toate felurile cu Alexandru Bogdan Pitești și cu cei din grupul său. Au existat procese pentru procese pentru obscenitate, pentru pornografie, îndreptate împotriva scriitorilor români. Eu cunosc câteva dintre ele, cel al lui Geo Bogza, pentru câteva poezii din poemul Invectivă și din celălalt din Jurnal de Sex. HD-ul pentru Micuța, nu? Pentru Micuța, înaintea lui. Apoi Alexandru, apoi H. Bonciu, care a avut proces pentru pensiunea doamnei Pipersberg, și în sfârșit Arghezii însuși pentru câteva poezii din Flori de Mucicai, pentru Rada și pentru Tinca, nu? Așa, care sunt mai explicit erotice. Deci au existat procese, nu doar Flaubert și Baudelaire au trebuit să treacă prin furcile caudine ale acuzației de pornografie, ci și câțiva dintre cei mai mari scriitori ai noștri. Astăzi, slavă Domnului, avem un aflux, chiar aș spune un exces de sexualitate în literatură, cu care oamenii s-au obișnuit, însă și nu mai poate provoca decât cel mult un zâmbet mirat, un zâmbet trecător. Eu îi mulțumesc mult lui Andrei pentru această carte din care am învățat foarte mult și sunt convins că ea va fi un bestseller, nu doar pentru că sexul vinde, așa cum știți cu toții, ci pentru calitățile sale de analist și de învățat, aș spune eu, cu un cuvânt care îi se potrivește. Mulțumesc foarte mult! Îi mulțumesc și eu domnului Mircea Cătărescu. În continuare, bineînțeles, vom avea plăcerea să-l ascultăm chiar pe autorul volumului, pe domnul Andrei Oișteanu. Bun, până să încep, câteva cuvinte, mai completez lista spusă de Mircea cu scriitorii care au avut probleme juridice. Mai aduc aminte pe Felix Aderca cu al doilea amant al doamnei Cetăli, Mircea Eliade cu domnișoara Cristina și Gerasim Luca.
cu, împreună cu un grup care au scos un număr unic indecent pe care l-au trimis lui Iorga. Mulțumesc celor doi, trei vorbitori. Mă întreb ce aș mai putea spune eu despre această carte după cuvântul lor. E ceva... Am încercat să reconstruiesc cartea după cum se face making of, după fețele prietenilor cărora le povesteam despre cartea pe la care lucram timp de 7-8 ani. Chipul lor, zâmbetul lor, perversitatea care se năștea imediat în ochi. Aș putea reface acest colaj. Chiar atunci când am căutat câțiva oameni să vorbească despre carte, am început cu Lucian Boia și i-am spus să-mi lanseze o carte despre sexualitate și societate. Mi-a zis: eu nu mă pricep la sexualitate. Când l-am rugat pe Mircea Cărtărescu într-un culoar întunecos al universității aceeași întrebare, el mi-a zis: să știi că eu la societate nu mă pricep. Spune și asta mult. Am căutat un motto al cărții prin diverse pe la diversi intelectuali. Unul care mi-a plăcut spune așa: bărbatul este o femeie ca oricare alta. E semnat de Marx. Atenție! Nu de Karl Marx, ci de Groucho Marx. Geniala, după părerea mea, genialul aforism al lui Simone de Beauvoir: femeie, nu te naști, ci devii. E atât de măreț acest aforism, atât de concludent, încât putea să nu mai scrie nimic altceva din cartea ei Al doilea sex. E un citat destul de celebru care trece așa din generație în generație, care spune că femeia e un bărbat ratat. Nikita Stănescu a avut curajul să răstoarne acest răstoarne aforismul și să spună că bărbatul este o femeie ratată. Dar până la urmă am luat o vorba lui Cioran, găsită în jurnalul său când împlinea 58 de ani, deci la maturitate spre bătrânețe, a scris un rând care sună așa: în tot ce am scris, noi am adus sexualității omagiul pe care îl merită. Și într-un fel am încercat să o fac eu. Dar mai mult decât atât, a trebuit să m-am confruntat cu definirea mecanismelor delicatelor și misterioaselor mecanisme ale sexualității, care încearcă să domine la fel de delicatele și la fel de misterioasele mecanisme culturale, cultuale, morale și sociale. E o simbioză de polemică, o simbioză de luptă între euul natural al omului și euul cultural. Cultural în sensul, bineînțeles, larg, antropologic al cuvântului. Și cred că asta este grila în care am să încerc să îmi revăd cartea. Această
perpetuă război între natură și cultură în bietele noastre corpuri. Pentru că fiecare încearcă să-l domine pe celălalt. A zis-o Freud în foarte multe volume. Dar sunt infinite practici spre deosebire de animale care au instinctul de conservare al speciei și acționează în numele ei prin împerechere, fără nicio problemă morală, culturală sau socială sau religioasă, brusc apare un animal ratat care nu ascultă de aceste instincte și care brusc construiește ceva numit cultură în această, în acest univers natural, care încearcă să înfrâneze sau dimpotrivă să amplifice aceste instincte sexuale. Și de aici, de fapt, începe toată povestea. De la Adam și Eva cu șarpele și cu mărul între ei. Există mari diferențe, uriașe diferențe între animale și om. Un mic detaliu. Femela umană, femeia deci, este singurul animal, permiteți-mi să vorbesc în termeni biologici, care are himen. Un organ anatomic completamente insignifiant, completamente inutil, dar care are o importanță urieșisimă în cultura umană. În funcție de existența sau inexistența lui, totul se schimbă. Chiar numele acestui organ vine de la zeul căsătoriei, Himenaios, căruia se aduceau cântece sacre în timpul, în noaptea nunții. Și aceste cântece sacre au primit numele de himen prin imn. Deci imn vine de la himen și himen vine de la zeul Himenaios. Evident, nu e singura diferență. Absolut toate animalele, de la primate, de la maimuțe, până la insecte, se împerechează față în spate. Omul este singurul animal de pe planetă care face dragoste față în față. Aparent e neimportant, dar și pare a fi o chestie fizică, în primul rând poziția sa verticală, în al doilea rând faptul că are o spinare construită astfel încât poate să stea femeia, poate să stea pe spate, niciun alt animal nu poate să stea pe spate, stă ori pe burtă, ori pe o parte. Doar insecta lui Kafka, doar Gregory stă pe spate și nu se poate întoarce. Dar se modifică total însuși actul sexual, pentru că față în față permite contactul vizual, permite sărutul, permite îmbrățișarea, rolul și valoarea sânilor devine foarte mare, etc., etc. În fine, între tot vorbind despre lupta dintre natură și cultură, subliniez ceea ce a spus Mircea Cărtărescu și cu asta mă apropii de sfârșit.
într-un fel seamănă cu ceea ce organizarea socială și sexuală a mamiferelor. Darwin a demonstrat-o și Freud a preluat această idee a masculului alfa, lupul alfa care preia conducerea sexuală, dar nu numai, are tot soiul de privilegii culinare și de alte natură, dar are și responsabilități. El conduce turma, el o apără de inamici, el este cel care transmite femelelor o genă bună pentru reproducerea haitei. Dar lupii tineri, care sunt copiii lui, făcuți cu diverse mame, îl pândesc, îl hărțuiesc, îl așteaptă să facă o greșeală, să aibă o slăbiciune, să dea semne de impotență. Și atunci sar pe el și îl distrug. Un alt lup tânăr îi va lua locul, se va culca cu mama sa și de aici complexul lui Oedip, cel care își omoară tatăl și se culcă cu mama sa, explicat de Freud. Dar a prelua doar acest element natural ca pe explicația unui comportament similar în societatea umană e prea puțin. De fapt, este elementul cultural pus sau fără ghilimele a ceea ce a spus Mircea. Percepția femeii era atât de rea încât ginofobia ca și vaginofobia erau elemente puternice. Trebuia cineva să-i salveze de la contactul cu sângele himenal sau sângele menstrual cu care mirele avea de-a face. Și atunci apărea personajul sacral, șef de trib, șaman, marele preot, rege sau un străin, un om deja condamnat la moarte sau un trecător sau un prizonier care, de care societatea se putea ușor dispensa. Un singur lucru mai vreau să spun înainte de a încheia. Suntem o societate ipocrită și pudibondă. Gândim și vorbim în toate felurile posibile, dar ne e rușine atunci când trebuie să le scrim, să le explicăm sau să le înțelegem. Nu a fost ușor să scriu această carte. E o aventură destul de riscantă când îți iei o astfel de temă și cred că puteți înțelege. E ca un soi de salt la trapez fără plasă de siguranță. Dacă nu ne arestează acum pe toți cu dubele ca pe Geo Bogza, HD-ul și Mircea Iliade pentru promovarea de materiale pornografice, înseamnă că nu e totul pierdut. Vă mulțumesc! Îi mulțumesc și eu lui Andrei Oișteanu și mulțumesc nu doar pentru cuvintele spuse la această lansare, ci pentru întreaga sa colaborare cu editura Polirom. Le mulțumesc încă o dată celor doi invitați ai noștri, Mircea Anghelescu și Mircea Cărtărescu, și nu în ultimul rând publicului pentru prezența la acest eveniment. Vă rog să cumpărați volumul de la standul nostru și să profitați de posibilitatea de a obține autograful autorului, care va rămâne aici la spațiul de lansare. Aici, la spațiul de lansare pentru autografe. Vă mulțumesc! Cei doi dintre, vă mulțumesc foarte mult!